Hai și tu să o întâmpinăm pe Alesia cu un bună dimineața, cu un la mulți ani de ziua ei, cu ce mai faci, draga noastră. Bună dimineața! Bună dimineața! Uite, săptămâna trecută, un studiu personal, toate telefoanele au fost cu, sau răspunsul la telefoane a fost cu: hei, bună dimineața, bine m-ați, de când vă aștept? Săptămâna asta, că ne apropiem de începutul școlii și cumva ne reintrăm în normal după o vacanță cam lungă, sunt toate telefoanele cu: bună dimineața, bine m-am găsit, acum așa m-a trăsit. De unde ești, Alesia? Din Piatra Neamț. Cum e vremea la Piatra Neamț, ar întreba Brad Pitt aici de față? Destul de frig, e norat, m-am trezit o vreme destul de urâtă. De unde și chipul tău de viață de astăzi? Da, exact. Cu ce te ocupi la Piatra Neamț? Cu ce mă ocup? Da. Cu ce? Dacă te ocupi cu ceva, dacă ești ca noi, nu te ocupi cu nimic. Nu te-a întrebat taică tu dacă ți-ai făcut tema. Deci oricum eu simt până într-un 23 de ani. Da? Da, da, da. Simt după delăsarea din glas. După niciun, nu mai avem nicio șansă noi tinerii. Câți ani ai, Alesia? Sunt elevă. Am 17 ani. Oftim. Ai o voce mai matură, să știi, dar nasul meu... Imediat s-a prins cu ce mă ocup, cu ce te ocup și ce... Cum a fost vacanța? A fost foarte frumoasă, adică am avut parte de multe amintiri frumoase și... Ai fost la mare? Tabere. La mare nu. Dar în schimb am fost într-o tabără în altă țară. Lasă-mă! S-a cântat la chitară? În tabără, la chitară. Cum e boxa aia voastră? Auzei viori? S-a cântat la chitară în tabără? Pe vremea... Nu. Pe vremea părinților tăi se cânta la chitară și în ultima zi te îndrăgosteai. Am prins și eu, dar nu. Da. Ce clasă treci? A 11-a. Mai e ceva timp. În câteva minute, ministrul educației în platoul de la Neața. Avem vești pentru voi la început de an școlar. Dar până atunci am sunat să spunem tradiționalul... La mulți ani! Asta în cazul în care am prins chiar de ziua ta telefonul, că nu te-am întrebat de aniversare ceva. Azi. Noi te lăsăm să te întorci la somn, că probabil asta o să faci imediat... Imediat ce o să-ți auzi piesa. Dedicație, ca pe vremuri. Dar înainte de astea, cei de la Taylor te cadorisesc cu o brățară ca să marcheze 25 de ani de activitate în România și foarte, foarte mulți ani de prietenie cu Neața. Bijuteria asta să-ți amintească că la 17 ani ai primit un telefon de la unchiul Dani! Nu, dacă deam un telefon, era fericită. Tocmai am dat un apel telefon. Și un cadou de la bijuteriile Taylor, sunt convins că aveți și voi varianta în Piatra Neamț. Îți mulțumim tare mult că ești telespectatoare de Neața. Piesa asta este pentru tine, alături de tradiționalul La Mulți Ani. Mulțumesc!